primul rând, bine ați venit în Comuna Sălcioara. Vorbesc cu drag de proiectele pe care am reușit să le realizez până la această dată, pentru că nu sunt puține. Atât pe linie de infrastructură școlară, cât și pe linie de infrastructură rutieră, au fost realizate o serie întreagă de proiecte, de obiective, pe care ni le-am propus cu mult timp în urmă și pe care în acest an am reușit să le și finalizăm. Mă refer aici la grădinița cu program normal din satul Mircea Vodă. Avem o școală modernă în derulare. Legat de infrastructura rutieră, mă pot referi la cele două poduri peste pârâul Ilfov, pentru că sunt două lucrări importante realizate cu susținere din partea Consiliului Județean. În același timp, printr-un contract de asociere, am reușit să finalizăm lucrările la un drum important. Este vorba despre drumul comunal 59, care face legătura între localitățile Ghinești și Cătunu. La fel, un drum important, pentru că mai face legătura și cu drumul național 71. Este o lucrare realizată, finalizată până la această dată și zic eu că au fost lucrări destul de importante și mult așteptate de către locuitori din Sălcioara. Mă bucur că acum, spre sfârșit de an, am două vești importante pentru locuitorii din Sălcioara. Mă refer aici la faptul că a fost finalizat proiectul de racordare a localității la rețeaua de gaze. Urmează ca în perioada imediat următoare să emitem certificatul de urbanism și să obținem avizele necesare, iar în primăvară să putem demara lucrările la această lucrare mult așteptată de către toți locuitorii din Sălcioara. În același timp, mă refer aici și la faptul că discutam cu ceva timp în urmă despre o investiție privind construirea unui cămin cultural în satul Ghinești. Și această lucrare se află în faza de licitație publică, a ieșit ordinul ministrului, Compania Națională de Investiții va organiza licitația și vom începe lucrările și la acest frumos obiectiv care urmează a fi realizat, așa cum spuneam, în satul Ghinești. Sunt foarte multe proiecte pe care le avem în derulare, sunt foarte multe proiecte la care ne gândim și sunt convins că dacă la un an de la preluarea mandatului vorbim de proiecte finalizate și proiecte pe care le așteptăm de foarte multă vreme, în continuare vom reuși să finalizăm tot ceea ce ne-am propus la preluarea acestui mandat. Și mă refer aici la foarte multe alte proiecte pe care noi, administrația din Sălcioara, le-am gândit. Este vorba de un dispensar medical, este vorba de un cabinet stomatologic, sunt mult mai multe lucrări pe care vrem să le realizăm în această localitate. Pentru că ne aflăm în pragul sărbătorilor de iarnă, îmi doresc ca pe această cale să urez tuturor locuitorilor multă sănătate în primul rând, sărbători cu bine, sărbători liniștite, sărbători fericite, să fim mai buni și mai încrezători, să înțelegem că în această perioadă de pandemie este bine să ne protejăm, este bine să ținem cont de părerea medicilor, de părerea autorităților și să urmăm toate sfaturile și tot ceea ce este nevoie pentru a ne putea proteja de acest virus neiertător. La mulți ani tuturor, vă doresc încă o dată numai bine și un an 2022 cu multe realizări și împliniri pe toate planurile. Vă mulțumesc!